Să încercăm să explicăm puțin Fanbox. Suntem conectați în modul invitat. Dacă avem deja un cont, putem să ne logăm. Dacă nu, putem să ne înscriem aici sau putem să ne înscriem conectându-ne la contul de Facebook. Ce găsim în bara principală? Aceasta. Aici, mai puțin vizibil acum, dar se vor vedea în momentul în care vor fi ceva mesaje, cereri de prietenie, mesaje, notificări. Aici găsim o căsuță de căutare unde putem căuta diverse subiecte care ne interesează și vor fi afișate aici în centru. Sau căuta persoane, prieteni, depinde ce ne interesează. Homepage este această pagină, pagina principală pe care o afișează Fanbox. Profile este profilul nostru, unde vom găsi date despre contul nostru. Cont, aici vom putea să ne modificăm datele pe care le-am înregistrat în contul nostru sau să ne deconectăm. Aici va apărea după înregistrare numele și profilul nostru. Informații recente despre ceea ce s-a întâmplat cu contul nostru, mesaje, numărul de fani, numărul de prieteni, fotografii încărcate de noi. Aici vom găsi căi de a câștiga în Fanbox, cum să utilizăm Fanbox. Mai jos puțin vom vedea persoanele, câștigurile și poziția pe care o au în ultimele 30 de zile de activitate pe Fanbox. În centru vom găsi modul de utilizare, tutoriale, bloguri, diverse informații care ne pot ajuta să învățăm cum să utilizăm Fanbox, iar în dreapta vom găsi reclame pe care le-au creat alte persoane sau pe care le putem crea noi și vor fi afișate contra cost în această parte. Dăm click pe profile. Iată ce ne afișează. Acesta este locul nostru de lucru, unde vor fi afișate like-uri, comentarii, informații. Fotografii, prieteni, numărul de prieteni, numărul de fani, persoane interesante. Dacă doriți să vedeți profilul lor sau fotografii sau orice alte informații, dați click pe aceste linkuri și se vor deschide profilele respective. Ce e foarte important, să știți că puteți să vă faceți fani sau prieteni dând click pe aceste linkuri. Cont. Vom vedea aici poza noastră, numele. Putem să edităm prieteni, setările contului nostru sau să ne deconectăm. În pagina Home, din nou,
Dacă îi dă câștig, dacă vom da click pe start, prima iconiță, Learning Center, este locul în care vom găsi informații despre Fanbox, cum putem să-l utilizăm aici. Și cam tot ce ne oferă, toate facilitățile sunt explicate. My Balance, aici vom găsi fondurile noastre, câștigurile noastre. Suma câștigată, butonul pentru retragerea banilor. Aici vom găsi un istoric sub formă de tabel, data sumei, proveniența acesteia, activitatea din care provine, tipul de finanțare și suma câștigată. Sau plătesc mai târziu se referă la un împrumut, o sumă care diferă de la persoană la persoană și care este acordată de Fanbox pentru a putea desfășura o activitate pe acest site și a putea câștiga ceva bani fără a avea proprii tăi bani investiți în acest site. Sunt câteva condiții foarte importante pentru folosirea acestor bani și va trebui să le citești cu atenție sau să vizionezi filme sau bloguri, să citești bloguri despre acest lucru. Earning history este istoria câștigurilor noastre. Afișată sub formă grafică. Sunt niște bare verticală, unde vor fi indicate câștigurile, taxele pe care le avem de plătit. În fiecare zi a anului putem să mergem înapoi, să vedem istoricul anterior al câștigurilor noastre și înainte, până la ziua curentă. Adăugare fonduri, ultima etichetă. Este o etichetă care acum nu este activă în acest mod invitat, dar aici puteți adăuga bani pentru finanțarea reclamelor sau a altor activități ale dumneavoastră pe acest site, pentru cumpărarea de produse sau așa. Vă puteți finanța contul dintr-un cont PayPal sau dintr-un card personal. Aceste etichete acum nu sunt active. Blog, sell, advertise, boost și teach. Sunt modalități prin care puteți câștiga. Blog, aici veți putea posta. Veți găsi în blogurile mele și un film care vă arată cum să creați un blog. Sell sunt modalități de vânzare a produselor dumneavoastră, a altor produse, a produselor altor clienți Fanbox. Advertise vă oferă un mod de a crea reclame, ADS-uri, cum se mai numesc, pentru produsele dumneavoastră sau pentru alte persoane active de pe Fanbox sau alte produse. Și un mod de administrare a acestor campanii.
Boost este un alt mod de câștiga și teach este un alt mod prin care învățați pe ceilalți cum funcționează Fanbox, ce este, cum pot câștiga și tot ceea ce înseamnă această afacere Fanbox.